Kremlinul a acuzat Ucraina că dă înapoi de la angajamentele pe care le-a luat în timpul discuțiilor de pace. Asta are consecințe negative asupra negocierilor, afirmă purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Kievul a declarat că este greu de spus când se vor relua discuțiile de pace cu Rusia, care a lansat o nouă ofensivă în Donbass. Potrivit președinției ruse, ritmul negocierilor lasă de dorit și că mingea se află în terenul Kievului. Rusia a transmis părții ucrainene un document la care Moscova așteaptă un răspuns, a precizat Dmitri Peskov, citat de RIA Novosti. Oficiul prezidențial al Ucrainei a declarat miercuri după amiază că va studia documentul transmis de Moscova cu privire la propunerile Kievului despre un sistem de garanții de securitate. În ceea ce privește procesul de negociere, Ucraina a predat încă la Istanbul oponenților propunerile sale de soluții, inclusiv în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru a asigura pe viitor neagresiunea asupra Ucrainei, a spus consilierul șefului oficiului prezidențial de la Kiev, Mihailo Podoleac, citat de Ucrainskaya Pravda. Partea rusă a studiat propunerile și și-a exprimat pozițiile. În continuare este rândul nostru să studiem, să comparăm, să tragem concluzii, inclusiv de natură politică și juridică, a adăugat Podoleac. El a remarcat că asediul lui Mariupol de către Rusia a complicat și mai mult negocierile dintre Kiev și Moscova, așa că este greu de spus când se pot relua contactele directe între părți. Anterior, purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că Rusia a pierdut deja încrederea negociatorii ucraineni. Din partea biroului, care își spune președinte al Ucrainei și este înzestrat cu prerogativele corespunzătoare, a fost formulată o cerere de negociere. Rusia nu a refuzat această cerere. În continuare, a început, ca de obicei, în sens literal și figurat, circul din partea regimului de la Kiev. Ba vin, ba nu vin, ba participă, ba nu participă, a spus Zaharova, citată de TAS. În replică, portalul ucrainean Obozrevatele remarcă faptul că Moscova, nici măcar atunci când au avut loc discuții, indiferent de loc, nu a catalizat să oprească atacurile pe teritoriul Ucrainei. În urmă cu o zi, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat într-un interviu pentru India Today că Zelenski face afirmații provocatoare în funcție de ce bea sau fumează, comentând o declarație acestuia privind posibilitatea ca Moscova să utilizeze arme nucleare tactice împotriva Ucrainei, potrivit presei moscovite. Lavrov a spus că Rusia, în această etapă a operațiunii speciale din Ucraina, ia în considerare posibilitatea de a folosi doar arme convenționale, lăsând să se înțeleagă că în alte etape le-ar putea folosi, au comentat ulterior unele media ucrainene. Negociatorul șef al Ucrainei a declarat marți că este greu de spus când se vor relua discuțiile de pace cu Rusia, care a anunțat lansarea unei noi ofensive în Donbass, scrie Agerpres.